Salut tuturor, eu sunt Florin și bine v-am găsit la un nou episod, băieții, bine de această dată, fraților. Haide să ieșim mai repede că vine ăla cu tirul. E bine, de această dată, fraților, suntem iar cu M5-ul și plecăm la mare, la Constanța. Și dacă vă plac genul ăsta de clipuri, v-am zis, apăsați acolo pe butonașul ăla de like, pentru că am văzut că vă plac mai mult episoadele de Eurotrack decât cele de CSGO și așa mai departe. Așa că rupeți chiar acum butonașul ăla de like, să strângem și noi la acest clip 20-30 like-uri. Nu uitați că luni sau marți, fraților, vine mare farsă pe canal. Așa că, bă, să stați geană pe canal, băieți, pentru că, deci, nu știți ce urmează, ești nebun la cap. Să pun și-o limitatorul la 130 de km la oră și conducem așa prudent ca băieții, dar degeaba pus eu limitatorul, că uitați că mai trebuie depășit și câte o mașiniță. Așa, punem iar limitatorul la 130 și mergem ca boșii. Bun, băieți, mergem la Constanța, sunt pe autostrada Soarelui, autostrada 2, care a apărut acum în versiunea 0.5, care este disponibilă de mâine. O să vă las un link de la serverul de Discord în descriere, de unde puteți achiziționa această hartă. Și mergem la mare acum, băieți, mergem la mare să vedeți frumos. Hop! Hop, hop, hop! Da, ia să-i dăm noi o talpă, mă, să vedem cum se întinde. Să vedem doar așa o mică talpă, băieți, până la 200. Se duce bine, băieți, se duce, n-am ce pământa. Acum o lăsăm ușor pentru că vreau să vedeți și voi cât de frumoasă este această parte. Și dacă vrem să vedem acest lucru, trebuie să o lăsăm un pic mai ușor, băieți. Da, oricum parce. Bă, dar ce m-a lovit retardatul ăla! Doamne, ce-ai intrat în mine! Ia uși și tu, bă! Ia uși și tu! Băieți, am văzut că a fost destul de ok clipul de data trecută. Am văzut că am făcut și un live. Nu prea a mers așa bine live-ul și nici clipul de CSGO, dar eu am mari speranțe în farsa de marți. Deci nu vă așteptați la ce o să urmeze. Ce reacție a avut. Atâta pot să vă zic, nu vă zic cine, nu vă zic mai departe, dar a fost senzație, băieți. Bă, să știți că avem ceva de adică o să dureze ceva până la Constanța, pentru că e făcută destul de ok. Și na, vă dați seama că durează ceva până la Constanța, dar chiar se merită, după părerea mea, pentru că seamănă identic cu, să dau și un telefon pe silențios, seamănă identic cu viața reală, ești nebun. Și de ce nu să vă arăt și vouă, poate e vreunul interesat să cumpere această hartă. Trebuie să aveți, nu mai știu exact ce DLC-uri, dar oricum, dacă intrați pe serverul de Discord al băieților, aveți acolo fiecare detaliu despre hartă, ce DLC-uri vă trebuie, ce tot. Chiar pot să zic că astăzi m-am implicat, am făcut ce putea ține de mine. Ia să vedem ce am avut timpul de ce să ține. 10 din 10 eram sigur că e 10 din 10. Are foarte puține vizualizări. 8 vizualizări, 4 minute. Dar nu e o problemă asta, pentru că
ușor, ușor vom ajunge înapoi la valorile de la vremea mea. Dar acum chiar am răbdare și chiar îmi doresc să ajungem iar la valorile alea. De aia o iau așa ușor, ușor, pentru că nu e grabă. Știți vorba aia, vezi, până la urmă, graba strică treaba și nu... asta. Mama abia aștept băieți la anul, dacă continui cu YouTube-ul, Doamne ajută, la anul vreau să facem car vloguri, băieți, din mașină. O să facem videoclipuri cu Midu, cu mașini, schimb de mașini, poate, poate schimb de mașini. Îi țin foarte mult la lucrurile mele și nu prea îmi place așa să le dau, dar poate cine știe. Că aia e, am trăit prost și mai mult timp, eu chiar am crezut că aia e, gen, la modul ăla. Dragi cărcă, așa vreau eu, la na 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 na. Dragi cărcă, așa vreau eu. Sper că se mișcă bine clipul, băieți, na, v-am zis, dacă e să nu se audă bine, să nu alea, lăsați și mie un pentru ce e timpul, pentru a treia și Blănică. Deci nebun, să vedem cum mai pleacă, să vedem cum mai pleacă, să vedem cum mai pleacă. 2.20. Stați puțin, stați puțin, stați puțin. Intersecția 2.30, 2.40, 2.50, top speed, top speed, top speed, 2.60. Hai, 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 top speed, top speed, top speed, top speed, 2.70. 2.70, băieții, Blana! Blana, 2.70. 2.70, Blana. Blana, 2.70. Ne îndreptăm spre intersecția cu Peteștul. Încoată un 2.70. Hai încoată, încoată, încoată. Hai că poți vende un coată, un 2.70. 2.70, încă o dată. Hai! 2.70. Bă, tati, văd că încă poate mă trăna. Încă poate mă trăna. Mamă, cât a sub benzină! Ne apropiem de Petești, de podul de la Petești. Mamă, cât a benzină a sub, băieți! Bă, băieți!
Încă poate baba, un 2,70 de talent, dacă nu poate 2,70 la ani. E bun, e băieți, e talent. Avem încă 90 de kilometri până la costa. Băi, și babă, dar e mașina adevărată. Stația de taxare. Ne apropiem de stația de taxare. Ne facem noi ca și cum am avea taxa plătită de la, de la Peco. Brațul Borcea, uitați cât de bine este făcut, ce e frumos, senzație. Op! Mamă, ce m-a furat groapa aia! Vreau să fac bune făcut acum, băieți. Tirul cât de mult durează să ajungi la Constanța. Lele, dacă acum au durat cât o durat pe 20 de minute. Vezi tirul cât durează. Lele, băieți, lele. Nu vă imaginați cât durează. Ia uite podul de la Cernavodă, cum se vede în față. Pare talent, deci n-ai cum. Ia uitați. Ce ai, băi, talent? Hai să o căpăm o țără. Mamă, ce încercași! Ce încercași că mă dau acum la M5, baby! Om, 170 urmă, băieți! Băieți! Ia, vin din spate! Vin din spate, minche, mașmară! Gata, las ușor că aici visează foarte frumos, să vede și voi. Și mie aici chiar îmi place mult de tot. Andrei, dacă vezi acest clip, te pup. Of, Doamne, abia aștept la anul să iau permisul, băieți. Thank you.
ce uiți? Cum pe pilot autom la 200 la ore și parcă mă doare în pășcările. Parcă direct la bască mă doare pe pășcările. Stau pe spate. Aici e intersecția cu Egidia. Trebuie să zic cum am găsit. E ce trebuie. Am coborât pe A4. Și o să țin mai bine. Fraților, este a doua zi când filmez această parte de videoclip. Acum văd că s-a întrerupt brusc cealaltă parte. Când editam la acest clip, am văzut că brusc s-a oprit cealaltă parte și nu știu din ce cauză și am zis să încerc să filmez de aici ca să puteți vedea drumul până la final. Practic, după cum bine vedeți, acum strânge pe mouse, nu mai suntem din volan și vreau să spun că după un an în care am jucat numai de pe volan, e foarte greu să mă joc după mouse, deci n-am așcat după mouse de... Uite capul meu, băieți! Și mi-e foarte, foarte greu. Pentru că... ăsta... în calculator mai merge, trebuie să filmăm de pe celălalt și volanul e acolo la birou și trebuie să modific puțin biroul ăsta ca să aduc volanul aici. A? Dar volanul va fi readus aici pentru că nu pot eu să mă joc fără volanul. E foarte greu, adică înainte chiar puteam, dar acum văd că nu mai pot de nicio culoare. Și am ajuns, băieții, și la Constanța. Bun, dacă v-a plăcut videoclipul acesta, nu ezitați să apăsați pe butonașul ăla de like, să strângeți noi la acest clip 50 de like-uri dacă vreți să postăm farsa pe canal. Vedeți că am postat și un clip de CSGO, intrați acolo. Eu am fost Florin, iar noi ne vedem până data viitoare, stagiană pe canal. Ne vedem cu un clip de... vă spun, hai că vă spun, băieții, că o să vedeți doar cei care au stat până la finalul clipului, de GTA 5, așa că vă pupă, fratele, și ne vedem mâine la un nou clip de GTA. Hai, salut, băieți!